Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Suntem astăzi dominați de teme politice și juridice, pentru că în permanență realitatea ne furnizează subiecte pe această temă, ce-i drept diferă ponderea. Săptămâna trecută, de exemplu, am mai avut mai multe teme juridice, întrucât vinerea a avut loc adunarea generală a judecătorilor. Săptămâna trecută, totuși, spre sfârșitul săptămânii au dominat temele politice, a fost și ieșirea unui deputat care a creat valori astfel încât, inevitabil, la începutul săptămânii curente, începem cu teme politice, dar inevitabil revenim la cele juridice. I-am invitat astăzi în studio pentru a acoperi aceste două domenii foarte vaste, ex-ministru al justiției Fadei Năgăcevski, bună seara, de altfel și membru al Partidului pentru Dezvoltare și Consolidare a Moldovei și publicistul Valeriu Riniță, pe care noi îl obișnuim să-l vedem în calitate, în primul rând, de comentator politic. Publicistul e cel care scrie, dar când scrii, asta înseamnă că îți oferi expertiza într-un anumit domeniu și vrem astăzi să valorificăm această expertiză a domnului Riniță. Bună seara. Mulțumesc pentru prezentare. Bună seara. Da. Aș vrea să încep cu această ieșire, plecare a deputatului PSRM Irina Lozovan, care s-a produs săptămâna trecută. Sigur, ele sunt, domnilor, o temă jenantă. Mereu există supărări atunci când pleacă un om de la un partid. Deși aceste plecări politice sunt inevitabile, ele se produc în toată lumea. Deci, doamna Lozovan a plecat nu spre o formațiune politică, dar spre Mișcarea pentru Popor, care protestează acum. Inevitabil, ea este suspectată de faptul că virează spre Partidul Șor. Un lucru, totuși, din punctul meu de vedere, deloc evident, deși poate fi presupus. Imediat, această ieșire a doamnei Lozovan au avut reacții, doamna a fost criticată, în primul rând, de colegii de partid. Domnul Găcevski, dumneavoastră, care deja nu mai aveți treabă cu acea zonă politică, v-ați mutat pe un alt segment, cum vedeți ceea ce se întâmplă la socialiști, iată, Mișcarea pentru Popor, această supărare care a venit și din partea domnului Dodon, am văzut și în primul rând din partea domnului Bătrâncea și altor membri ai PSRM, ea se justifică această dorință de a interzice ieșirile din partid a deputaților. Este legitimă sau nu? Haideți să începem de la un element important. Eu am fost avocatul Partidului Socialiștilor și nu am fost membru sau asociat Partidului Socialiștilor, fiindcă dumneavoastră acum ați făcut un enunț. Da, în baza percepției proprii, da. Noi vorbim despre activitatea mea de avocat și acum este deja activitate politică unde am devenit membru a unui partid. Este pentru prima dată în viață când am devenit membru a unui partid și nu am... Vă dorim să rămâneți acolo și nu am migrat de la un partid sau altul, să fie clar pentru cetățenii Republicii Moldova. În ceea ce privește migrația de la un partid sau altul, este o chestiune firească în condiții în care se face în mod firesc, în condiții în care se face prin șantaj sau prin intermediul plăților unor sume de bani, asta reprezintă, cred că, o problemă de integritate a acelui deputat sau altul. Deci în spațiu public de mult se vorbește despre faptul că s-ar pregăti ieșirea nu doar a unui sau doi deputați, dar mai sunt la rând încă vreo trei deputați din partea Partidului Socialiștilor care ar urma să migreze. Săptămâna trecută se vorbea despre patru. Dacă a ieșit doamna Lozovan, ar rămâne trei în cazul respectiv suplimentar. Vedem următoarele zile dacă se petrec aceste lucruri și se vorbește în spațiu public despre bugete de sute de mii de euro pentru aceste migrări. Nu sunt eu cel care pot să judec sau să furnizez probe. Asta poate să furnizeze doar organele competente, în măsura în care există elemente care ar pune la îndoială bună credință sau dacă în cazurile date s-ar întrevedea încălcări de legislație. Nu știu dacă eu am capacitatea de a răspunde la aceste întrebări, nefiind partea sistemului de drept al Republicii Moldova. Dar ca implicații politice, ce vedeți? Ca implicații politice trebuie să observăm un lucru. Ei nu au migrat spre Partidul Șor, ei s-au declarat ca independență. Acum, de ce s-au făcut lucrurile astea? Și eu asta leg de unde este interesul ca unii deputați să devină independenți, să
reprezinte vocea neoficială a partidului Ușor sau a lui Ușor în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Cunoaștem cu toții deja că între 10-17 mai 2023 urmează să fie examinată constituționalitatea partidului Ușor. Există mari șanse, riscuri ca acest partid să fie declarat neconstituțional. Întrebarea mea este dacă vor fi ridicate mandatele acestor deputați în Parlamentul Republicii Moldova din partea partidului Ușor. Deci, dumneavoastră, noi vom reveni la acest temă, dar dumneavoastră credeți că nu va fi doar interzis partidul Ușor, dar vor fi și retrase și mandatele deputaților? Nu că cred. Este una dintre ipoteze care tot mai mult se discută în spațiu public. Se vorbește că Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi interesat în a ridica mandatele acestor deputați și în condițiile în care se ridică mandatele deputaților din Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Ușor, Ușor rămâne fără voci în Parlamentul Republicii Moldova. În condițiile date, el ar avea nevoie de anumite voci care să rămână în Parlament. Și care sunt acele voci? Din partea partidului său, el nu le poate proteja dacă este hotărârea curții. În cazul dat, extrage anumiți deputați din alte fracțiuni parlamentare care se află în Parlamentul Republicii Moldova. Unica mai vulnerabilă astăzi este Partidul Socialiștilor și eventual Partidul Comuniștilor, care devin independenți, dar indirect furnizează opiniile Partidului Ușor în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. De altfel, recent, zilele astea, dacă nu mă greșesc, primarul Orheiului, orașul Orhei, domnul Țurcanu, am și menționat că ce nu veți face... Președintele Orheiului. Mai președintele Orheiului. Eu nu-i cunosc precis statutul, dar el a și menționat undeva la un briefing, la o conferință, nu știu, sau la aceste meeting-uri ale lor, că cine nu ar face guvernarea, oricum această mișcare populară va găsi formula pentru a-și putea promova mesajele la diferite niveluri de putere politică. Posibil a făcut această declarație tot în cadrul emisiunii noastre, pentru că săptămâna trecută l-am avut în calitate de oaspete. Eu aș vrea, domnul Rință, cumva să preluați această idee a domnului Nagacevski, care a spus că socialiștii se află într-o situație delicată. Totuși, critica principală, dincolo de intențiile încă neclare cu privire la Partidul Ușor, pentru că nu știm exact dacă merge ea spre Partidul Ușor, e cert că merge spre Mișcarea pentru Popor. Totuși, a fost... Doamna Lozovan a indicat această deficiență în guvernare, lipsa unui lider, neparticiparea socialiștilor la proteste. Dumneavoastră, cum credeți, acest tip de argumentare ține? Este credibil? Și se adeverește? Adică, într-adevăr, socialiștii au probleme? Noi deja ne-am format, cred că, din păcate. Societatea ne-a format niște clișee de atitudine și gândire în această privință. Adică în privința trecerii dintr-o fracțiune parlamentară în alta a unor deputați. Și de regulă se crede că deci, se trece din cauza confortului, de la mai rău la mai bine. Și chiar uneori, deși nu s-a demonstrat niciodată într-o instanță nu s-a demonstrat că da. pe bani. Pe bani. Astea sunt clișeele, da. Ați vrut să mai întrebați ceva? Eu am vrut să, da, dar o să întreb după asta pe domnul Găcescu, pentru că am avut și cazuri cu deputați care au fost acuzați, judecați, dar n-au fost până la urmă, nu s-a demonstrat nimic. Dar vă rog să eu nu știu care este componența de infracțiune în cazul dat. Da. De ce eu și-am spus, organele de drept trebuie să expună, fiindcă pentru mine este o întrebare, ce e asta? Este asta formă corupției prevăzută de codul penal sau codul sau e bonus? Ce e asta? Sau este o banală evaziune fiscală unde trebuie să plătești impozitele din sumele primite? Eu nu am un răspuns și organele de drept trebuie să ne dea răspunsul. Am înțeles. Domnul Rință, vă rog, reluați ideea. Deci, astea ar fi clișeele, că deci deputatul caută un loc mai confortabil pentru existența lui ca politician, ca deputat, dar să nu uităm și nu trebuie să deci să ignorăm acest lucru, că omul evoluează în concepțiile lui, în convingerile lui politici, nu poate sta nimeni nu stă pe loc. Deci, prin urmare, s-ar putea să aibă și alte motivații, cum ar fi, am auzit o motivație care pentru mine bine ține, asta că, deci, de ce socialiștii nu participă la deci, aceste meeting-uri și de ce n-ar reprezenta ei oamenii revoltați, fiindcă ei sunt o opoziție, se considera o opoziție bine organizată, care reprezenta... Cea mai mare opoziție. Organizată, care reprezenta un electorat foarte organizat, cu nucleu. Și aici poate
poate că ar ține. Deși nimeni nu poate băga mâna în foc, deci pentru unul din cei trei deputați care au plecat de la socialiști. Adică a mai plecat cineva înainte. Da, Vartanean a da, plecat. Da. Vartanean, Nesterovski, dacă și nu greșesc. Da, da, trei. Din cauza asta, și deci... domnul Lăgăcevski spune că mai sunt încă trei. Se vorbește în spațiu. De obicei, așa se întâmplă. Se întâmplă, deci așa s-a întâmplat cu toate fracțiunile care slăbeau din punct de vedere politic. Deși eu cred că socialiștii mai au și capacități de organizare și vigoare, altceva că nu prea le manifestă. Asta e o problemă pe care, mă rog, rămâne pentru mulți care nu sunt din interiorul partidului, rămâne o enigmă. De ce se mișcă atât de, nu știu, cum să-i spun eu, amalgamat, neconvingător această formațiune politică? Da, domnul Găcescu, eu vreau să vă întreb totul. Profitând de faptul că sunteți și ex-ministru al justiției, domnul Bătrânci a ridicat problema interzicerii acestui fenomen al turismului politic. Mai mult decât atât, el a amenințat că îi va acționa în judecată pe acești deputați care au părăsit. Eu, când aud aceste lucruri, mie mi se pare foarte bizar. Eu sunt politolog și eu știu că aceste treceri dintr-un partid în altul, ele nu pot fi interzise. Prin asta este actul politic. Da, cu corupție, fără corupție, dar omul este în drept să plece dintr-un partid în altul, chiar fiind în Parlament. Dumneavoastră poate știți mai mult, din punct de vedere juridic, e posibil să interzici, să-l blochezi pe deputat sau să-l obligi să întoarcă mandatul și după asta să plece? Mandatul imperativ este contrar Constituției Republicii Moldova și standardelor internaționale. Adică, în sensul să interzici unui deputat să migreze sau să devină independent, este interzis de legislația actuală, de Constituție și de standardele internaționale. Eu presupun că domnul Bătrâncea, când s-a referit în ASEA, adresat către organul de urmărire penală, a menționat sau s-a bazat pe faptul care exista în spațiu public suficiente suspiciuni că aceste migrații nu au avut loc gratuit, nu au avut loc pe criterii ideologice, ci au avut loc pe criterii coruptibile. Adică au fost plătiți, au fost identificați deputații care au manifestat slăbiciune financiară, au încasat anumite sume de bani pentru a-și garanta confortul financiar și prin asta au trădat interesul alegătorilor. Iarăși, aici mă întreb eu dacă organul de drept va putea furniza vreun articol din codul penal sau codul contravențional pentru a, chiar dacă se constată că deputatul a luat bani, ce e asta? Ce fel de componență de infracțiune sau contravențională reprezintă o asemenea gen de comportament a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova? Eu răspuns la întrebarea asta nu am. Știu că au fost inițiate mai multe procese penale, nu avem o finalitate, nu avem o practică stabilită. Dar de ce nu finalizează? Pentru... M-am gândit că eu primul de instalare. Atâta se vorbește despre asta, că sunt corupți, că iau bani. Nu excludem, că e fenomenul... Dar fii bun și demonstrează. Încă o dată, organul de urmărire penală, dacă merge pe poziția că asta se încadrează într-un anumit gen de componență de infracțiuni, nu au decât să furnizeze probe, să prezinte dosarul în instanța de judecat și instanța să ne spune. Dar credeți că asta e infracțiune sau... Nu. Mi-e destul de... Eu nu știu pe ce componență merge. Ce e asta? Spălare de bani, corupere, ce e asta? Eu foarte... Nefiind parte a sistemului, neștiind sistemul probatoriu care este generat pentru asemenea dosare, mi-e foarte greu să mă expun și spun că asta este corupție sau nu este corupție. Și eu nu știu care sunt înțelegerile cu acei deputați. Să le se dă bani eventual pentru ca ei să... voteze pentru un anumit proiect în forma în care solicită cel care achită sumele de bani, în cazul dat ar putea să fie un gen de trafic de influență. Eu nu știu care sunt înțelegerile între deputați și cei care plătesc banii către acești deputați. Dacă există o asemenea înțelegere, atunci cu siguranță este vorba de corupție și de trafic de influență. Dacă nu există o înțelegere și se dau banii în alb, atunci este deja o altă situație și aici altfel trebuie de calificat lucrurile. Anterior,
pas. Când era în opoziție, vroia să interzică aceste migrații a deputaților în interiorul Parlamentului. După asta au ajuns la guvernare și nu știu cum tema a fost ascunsă sub preș. Acum socialiștii vin și spun că vor pleda pentru interzicerea turismului politic. Cum credeți, aceste inițiative, ca să încheiem cu tema dată, va avea sorți de izbândă sau întotdeauna va fi lăsată posibilitatea de liberă alegere pentru deputat? Nu cred că cumva, dacă există, cum a spus colegul, dar există standardele astea internaționale și mandatul este imperativ, nu poți. Este o problemă politică și ea ca atare aș fost abordată politic. Eu cred că pur și simplu nemulțumirea asta a socialiștilor este exprimată în felul ăsta, în niște amenințări, în niște arătări cu degetul, care până la urmă sunt gratuite din punct de vedere legislativ. Deci alegătorul trebuie să țină minte că oamenii ăștia care au fost cu noi nu mai sunt cu noi și ei merită a fi denigrați, probabil. Asta. Domnul Ciurea, doar un element, cred, important. După mine, toate migrațiile astea nu fac rău Partidului Socialiștilor. Până la urmă este un proces de resetare, de curățare și în măsura în care Vlad Bătrâncea, Comitetul Executiv, va putea să transmită mesaje adecvate membrilor săi că urmare acestor migrații se curăță partidul, se consolidează partidul, partidul va deveni mai sănătos și mai puternic. Dar asta depinde de modalitatea de comunicare cu membrii partidului. Și socialiștii să fie de acord și un element mai este extrem de important, acești deputați nu înțeleg ce și-au asumat. Eu vă asigur că în situația în care partidul ușor va fi declarat neconstituțional și se ridică mandatele, ei își asumă niște responsabilități extrem de periculoase și consecințele acestor migrații ar putea să lovească extrem de dur în acești deputați care au angajamente, presupun eu, extrem de sensibile și dacă au luat bani câteva sute sau 100 de mii de euro, pe NASA ar putea să le iasă la o anumită etapă. Dar vedem în continuare. Eu cred că este valabil și celălalt argument. Într-adevăr, sunt partide de opoziție în Republica Moldova care nu prea protestează, deși ar fi trebuit să afle și dacă cu adevărat acești doi deputați, mă refer la Neserovski și doamna Lozovan, au avut în vedere anume asta, atunci este de luat în calcul. E dreptul lor să fie nemulțumiți de faptul că un partid ca socialiștii nu se implică în acțiunile de protest. Aș fi de acord cu dumneavoastră în măsura în care vom avea o mișcare de protest nediscreditată. În condițiile în care deja planează și avem clișeul, cum vorba publicistului, că aceste proteste sunt finanțate de către persoane toxice, în cazul dat se personalizează protestul și se discreditează protestul și opoziția nu știu dacă are de câștigat. Nu mă gândesc, e perfect ce spuneți, doar că mi-aș dori, dacă aceste proteste compromise nu trebuie să aibă loc, să aibă loc alte proteste necompromise și în acest sens, sigur, ar fi bine și ca partidul dumneavoastră, atunci când o să ajungă la o concluzie că asta trebuie de făcut, să o facă, pentru că este important să se protesteze și am impresia că este de ce să protesteze. Știți, astăzi îl ascultam pe domnul Filat. Nu e cea mai respectată persoană în spațiu public, da, dar este destul de bine. A făcut și anumite lucruri bune pentru țară, cu toate care le are în spatele său, dar dumnealui a menționat că dacă nu ar fi existat aceste proteste, cu siguranță astăzi probabil opoziția s-ar fi consolidat pentru a face și proteste care să nu fie discreditate de către guvernare. Și guvernarea astăzi menține protestele făcute de către în Partidul Ușor și Pace, anume pentru a nu oferi posibilitatea partidelor de opoziție care nu sunt considerate toxice să se consolideze în vederea inițierii unei mișcări de protest sănătoase pe teritoriul Republicii Moldova. Este o scuză, vom vedea cât de valabilă este această apreciere. Domnul Riniț, recent, dați-mi voie să mai insist, cel puțin la asta, întrebarea asta am pregătit-o pentru emisiune, toxic, dar Partidul Ușor este un partid important care vine și cu acțiuni și cu declarații importante, o declarație discutabilă, foarte controversată, a fost cea făcută de Marina Tauber în legătură cu posibile acțiuni de destabilizare pe care Chișinău le pune la cale la Tiraspol, în Transnistria, acțiuni provocări militare.
pe data de 17 aprilie. Deci doamna Tauber a spus că este sigură, au informații certe. Bun, declarația dată a stârnit nemulțumirea, în primul rând, a speakerului Igor Grosu, care a spus că astea sunt minciuni și, în general, ar fi bine de lipsit partidul ușor de tribună, pentru că vine cu dezinformări. Dumneavoastră, cum vedeți acest, în primul rând, ping-pong politic, dar și, însă și ideea enunțată de doamna Tauber cu destabilizarea? Diversiunea. Vedeți că noi am avut în ultimul timp cel puțin trei declarații de felul ăsta tari privitor la destabilizarea situației din Moldova într-un fel sau altul. Dacă ne aducem bine aminte, a fost chestia cu lovitura de stat făcută de Maia Sandu, după asta cu preluarea de trupele aeroportate rusești a aeroportului internațional Chișinău. După asta a fost declarația transnistrenilor privitor la atacul terorist care au fost dejucat. Da. Și asta, deci, chiar e a patra și directorul SIS, declarația. Și observăm toți că ele pornesc de la niște premize reale. Adică lucrurile astea s-ar putea întâmpla. Pentru că așa stau lucrurile, cunoaștem situația. Da, credibile, cum da, credibile. Adică, normal, și mai ales în regiunea transnistreană, acolo se poate întâmpla orice, mai ales că știm că ucrainenii au cerut public de 3 ori în ultimii 10 luni, eu am numărat de 3 ori în ultimii 10 luni, oficial, de rang înalt, au cerut ca să preia controlul în Transnistria, pentru că să ne facă nouă bine, hai să spunem așa. Deci lucrurile astea nu pot fi neglijate. Și eu aș vrea atunci să avem atitudine egală față de toate declarațiile astea. Nu că una e a Marinii Tauber, dar alta e mai Sandu. Deci haideți să le luăm pe toate. Ele mi se par toate cam au aceeași valoare, dacă de adevăr și aceeași valoare de minciună. Dar eu, din păcate, noi nu avem azi instrumentele la mână, la îndemână, ca să rezolvăm imediat care e bună din ele și care nu. Dar eu cred că trebuie tratate toate egal, cu mare atenție, pentru că ele amenință securitatea țării și securitatea cetățenilor noștri. Și cam asta e. Aceeași întrebare, dar și cu o adăugire, domnul Năgăcevski, pentru asemenea tip de declarații neprobate, bun, politice, pot să fie lipsit de tribuna Parlamentului? Eu cunosc un lucru, că în situația în care există anumite declarații care ar putea să destabilizeze situația din Republica Moldova, organele de drept au competențe, extinții, pot să intervină, să reacționeze atât cu privire la guvernare, cât și cu privire la opoziție. Dar acest ping-pong de radicalizare a societății nu face bine nimănui. Cu asta au pornit guvernarea la o anumită etapă, acum a preluat acea opoziție, da, care este favorabilă guvernării și cetățeanul Republicii Moldova trebuie să trăiască cu toate aceste declarații. Băi, mâine poate să întâmple. Păi, mâine poate să întâmple. Știți, eu mi-amintesc de ciobanul care striga că așa, vine lucrul și la o anumită etapă, și când a venit, tot așa vine și nimeni salveze în cazul dat. Nu primarul de Chișinău. Cum? Nu primarul. Nu primarul. Lupul nu venea, dar ciobanul se juca. Vine lupul. Și după asta lupul a venit, dar oamenii n-au mai sărit. N-au mai venit să-l salveze. Păi, aceeași situație și aici. Noi nu trebuie să ne jucăm cu asemenea declarații și eu aștept de la guvernare, în primul rând de la guvernare, declarații de consolidare a societății și nu de radicalizare. Și în măsura în care ei generează asemenea mesaje, da, există riscul că și o anumită parte a opoziției să preia mesaje sau să le augmenteze și chiar să vină cu propriile declarații, care nu face bine însăși stabilității Republicii Moldova, stabilității cetățenilor, dar în același timp și nu favorizează climatul investițional pe teritoriul Republicii Moldova. Noi vrem să discredităm țara noastră sau noi vrem să atragem investiții? Da, la noi numai la rituri de stat, diversiuni, auzim de ele, deși la nivelul ipotetic, așa, teoretic. Ca suplimentar mai apare și declarația trăsnită a doamnei președinte că noi ne aflăm în situații de urgență în domeniul sistemului judecătoresc. Păi, prin asemenea declarații, tu pur și simplu generezi haos, panică
și agenții economici nu vor să investească pe teritoriul Republicii Moldova. Și după care cer cetățenilor că ei să plece și să lucreze și să nu vină la prodi. Dar care lucru? Unde se ducă la lucru în condițiile în care tu spari investitorii și ei nu vin să investească și cetățeanul nu-și poate găsi un loc de lucru? Asta este o problemă care se generează numai de la sistemul guvernamental al Republicii Moldova. Da, bun, împărtășesc și eu punctul ăsta de vedere. Poate nu este o mare valoare de adevăr în această declarație, dar ea mai văzută ca o replică politică dată unor altor declarații cu aceeași valoare de adevăr, bun, poate fi luată în calcul și declarația doamnei Marina Tauber. Haideți să vorbim un pic despre situația în sistemul justiției, trecem la teme juridice atât de agreate de domnul Năgăcevski. Aș vrea să încep... Bun, domnul Grosu a spus că în această săptămână vor fi votate câteva legi importante care vor face ordine în sistemul justiției. Dumneavoastră, cum ați caracteriza situația în sistemul justiției după celebra ședință de vineri a adunării generale a judecătorilor și reacția Maia Sandu, care luni a convocat Consiliul de Securitate și a anunțat trei obiective majore. Bine, sistemul judecătoresc este în comă și nu de astăzi, nu de ieri, un an, un an. Doar judecătoresc sau și procurorul? Și... În primul rând, sistemul judecătoresc. Bine, sistemul procuraturii ce obțin are un Consiliu Superior al Procurorilor, indiferent de componență, dar el încă este funcțional. Deci, conform legii, mandatele membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt stabile la această etapă. Membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt stabili. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acționat cu mandat limitat în baza unei hotărâri a Curții Constituționale să stabilite expres că ei nu pot să expună asupra promovării sistem judecătorilor. Adică li s-a limitat deciziile care puteau să le ia membrii CSM-ului. Acești membri, acest Consiliu Superior al Magistraturii este expirat de prin noiembrie-decembrie 2021 în mare parte. De atunci așa a intrat în comă sistemul judecătoresc. Domnul Grosu, dar am vrut să fac una din priorități declarate de Maia Sandu a fost să facă funcțional CSM-ul, da, așa cum spuneți. Domnul Grosu spune că acum va fi, Parlamentul va lua o decizie prin care acei membri nejudecători, și vreau să vă rog să faceți un pic claritate, poate matematică, câți din câți, cine va reprezenta pe cine, care pe care? Da, deci conform Constituției, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să fie format din 12 membri. Noi, Consiliul Superior al Magistraturii, urma să avem undeva prin mai-iunie 2022, deoarece modificarea constituțională, reforma justiției, a intrat în vigoare pe 1 aprilie 2022. Uh-huh. 6 membri urmează să fie aleși de rândul societății civile, de către 61 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, da, și 6 de către Adunarea Generală a Judecătorilor. Mai Sandu Pasul nu i-a plăcut formula prevăzută de Constituție expres și a decis să instituie acea comisie de preveting sau de filtrare a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care sunt propuși și Parlamentul pe de-o parte, dar și Adunării Generale a Judecătorilor. Adică, în principiu, la nivel politic, se decide care sunt buni ca Adunarea Generală a Judecătorilor și îi votez în calitate de reprezentanți. Astăzi am ajuns într-o situație că pentru Adunarea Generală a Judecătorilor s-au preselectat, 6 trebuiau să fie preselectați, 4 din rândul judecătorilor de prim rang, unul pentru cursurile apel și unul pentru cursurile supreme de justiție. Da. Comisia de preveting a preselectat doar 5 care să reprezinte doar primele instanțe, dintre ei doar 4 pot să ocupi mandatele, da, sau să devină membri, să devină membri cu mandat de prim, iar unul să fie ca membru supleant. Restul candidaților, că de tot au fost vreo 25, au contestat rapoartele negative la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă de Justiție încă nu a examinat contestațiile acestor judecători și Adunarea Generală a considerat necesar să amâne ședința denumirea membrilor săi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii până nu se expune Curtea Supremă pe contestații. Partea
Parlamentul Republicii Moldova, săptămâna trecută, erau 7, dacă nu mă greșesc, candidați, dintre care 3 au trecut pre-vetingul din rândul societății civile, 2 au fost respinși de către comisia de pre-veting, asta a fost sâmbătă. A fost publicat. Trebuie să fie ales 6. 6. Deci 3 au trecut pre-vetingul, urmează, înțeleg eu, zilele astea, comisia de pre-veting se expune încă la, cu privire la 2 membri, 2 candidați și maxim 5 ar putea să fie preselectați de către comisia de pre-veting, deoarece 2 au fost cu rapoarte negative. Și eu nu știu care o să fie abordarea Parlamentului Republicii Moldova. Eu să leagă din rândul celor care au trecut pre-vetingul sau totuși au să decidă politic și au să numească chiar și de cei care au avut raport negativ din partea comisiei de pre-veting. Eu nu am răspuns la întrebarea asta. Dar câți sunt de ăștia care deja au trecut? 3. Și maxim încă 5. Maxim încă 2 pot să fie. Da, și dacă vor fi 5 aleși de Parlament, e funcțional sistemul sau nu? Deci conform esenței Constituției trebuie să fie 12. Asta este unul. Da, dar Maia Sandu a spus că va face funcțional CSM-ul datorită acestor 6, noi nouă ne iesă 5. Deja 3. De asta am intrat în matematică, dar văd că ne încurcăm în aritmetica asta. Nu, asta, deci CSM-ul nu este matematică. CSM-ul este un organ care asigură funcționalitatea justiției și există standarde. Bine, standardele Comisiei de la Veneția, există standardele diferitor foruri internaționale, dar avem și o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova recentă. Catan versus Republica Moldova. E vorba de o judecătoare de la Curtea de Apel care în 2011 sau 2012 a fost sancționată disciplinar de către Consiliul Superior al Magistraturii. Dumnezeu ei a contestat și această sancțiune a fost lăsată în vigoare. Ea s-a adresat la Curtea Europeană și Curtea Europeană a condamnat Republica Moldova conform articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la un proces echitabil, pe motiv că în acel Consiliu, pe de o parte, participa Ministrul Justiției și Procurorul General, pe de altă parte, un vot decisiv va aparținea profesorilor sau celor din rândul societății civile. Și Curtea Europeană a spus că în cazul în care se emit decizii cu privire la promovarea judecătorilor, sancționarea disciplinară lor, votul judecătorilor trebuie să fie membrilor judecători în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dacă nu majoritar, cel puțin la jumătate trebuie să fie. Dar acum, în condițiile în care tu formezi un Consiliu Superior al Magistraturii unde votul decisiv aparține celor din societatea civilă, tu riști ca toate deciziile care sunt pe promovarea judecătorilor, concursuri de numire în funcții, să fie contestate și să avem o serie de precedente noi de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului unde să fim sancționați pentru faptul că nu am respectat standardele internaționale și dreptul la un proces echitabil. Oricum, n-am înțeles chiar tot. Foarte mult am înțeles din ce ați spus, dar încă voi reveni cu o întrebare de precizare. Dar aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, domnul Riniț, iată, noi, ca profani, oamenii și telespectatorii care ascultă, dar este foarte important ce spune acum domnul Năgăcescu, pentru că asta este funcționalitatea unui sistem de care depinde viața noastră și stabilitatea sistemului politic la fel. Iată, dumneavoastră, înțelegeți sensurile ascunse ale acestor zvârcoleli în interiorul sistemului justiției, judecătorilor, sau tot așa ne uităm la domnul Năgăcevski cu ochii holbați și nu prea înțelegem? Așa s-a întâmplat că a trebuit să scriu despre chestiunea asta, să mă expun și a trebuit să intru în miezul problemei. Sper că am intrat, dar n-a fost atât de ușor. Adică eu am vorbit cu mai mulți experți. Și am studiat ce multă lume nu-și poate permite. Nu-și poate permite, da. Ceea ce trebuie să înțeleagă lumea este că este o confruntare dintre sistemul judecătoresc și sistemul nostru politic. Adică, și cel puțin trebuie să îi tratez ambele părți cu aceeași răbdare și cu aceeași încredere ori neîncredere. Nu poate să vină, deci, puterea executivă, care este egală cu puterea judecătorească, cu justiția în stat. Teoretic, da. Da, teoretic, da. Și să spună că noi o să facem regulă așa cum ne place nouă în justiție. Nu poate să fie așa.
Pentru că, de fapt, da, inițiativa poate să aparțină executivului în reformă, dar reforma ca tare trebuie să o facă puterea judecătorească, justiția. Și dacă ei nu vor să facă reforma, pentru că există acest punct de vedere, că judecătorii sunt cumva, au intrat într-o mlaștină a unui sistem anchilozat și nu... Bine, eu chiar cu, ocazia asta, domnul Ciurea, mă întrebam, adică cât dreptate avem noi atunci când așa de aval mai facem pe judecători corupți. Probabil că cel puțin trebuie să fie 50-50. Pentru că, uitați, dumneavoastră pierdeți într-o... Deci orice judecată, practic, are de regulă obiectiv două părți. Și una pierde și alta câștigă. Deci unul e supărat și unul nu. Cel puțin așa trebuie să fie chiar la nivel de societate. Cam 50-50. Nu poate să fie tot sistemul ăsta corupt. Pentru că nu toți vin și plătesc la judecată ca să îi facă dreptatea. Astea sunt cazuri, hai să le spunem așa, izolate și aparte, și fac parte din, mai mult din marea corupției. Deci, eu zic că trebuie tratați cu aceeași încredere. Eu, de exemplu, aș trata cu mai multă neîncredere puterea executivă, adică puterea executivă și legislativă, dat fiind că aici sunt mai în temă și am urmărit toate ilegalitățile, prostioarele și prostiile mai mari care au fost făcute din 2019. N-ați urmărit atent ce se face la judecători. Domnul Nagacevski poate să vă contrazică, el a fost mereu cu ochii pe sistemul. Domnul Ciurea, dacă îmi dați voie să mă exprim până la urmă, da, vă rog. Deci eu sunt un om care am avut două, două dosare penale fabricate pe care le-am, până la urmă am rămas cu unul și pe care l-am pierdut. Adică eu n-am nicio... Și eu am văzut timp de 10 ani undeva a mers, de când m-au chemat la anticorupție și până la verdict, a durat vreo 10 ani. Și eu am văzut tot sistemul ăsta pe interior. Am văzut și procurori și judecători și am văzut cum raționamentele lor și ce interes aveau pentru toată chestia asta. Și mie nu mi-a plăcut deloc, nici procurori, nici judecători. Dar hai să stăm strâmb să judecăm drept. Acum este vorba de țară și de un sistem întreg de justiție. Deci trebuie tratați totuși cu cel puțin în egală măsură și una și alta. Îs egale puterile legislativă, executivă și justiție. Iar să spun că și puterea a patra e egală, dar nu. A patra e mass media, dar am uitat. Da. Nici pe departe nu-i așa. Domnul Găcescu, am spus că revin, poate o să aveți o reacție și față de ceea ce a spus domnul Riniță. Domnul Riniță, ca om care a trecut prin sistem, el l-a studiat din interior ca victimă, poate, ca participant care nu de bună voie s-a intrat în sistem, dar am vrut să, totuși să precizez, că nu pot să înțeleg cum cu șase, dar spuneți că nu vor fi șase judecători în... non-judecători, membrii CSM, să faci funcțional. Maia Sandu și Igor Gros spun că el va deveni săptămâna aceasta funcțional. Deci e posibil? Da, cu șase, bun. Cu cinci nu e posibil, dar cu șase dacă găsesc. Bine, eu am auzit teoria celor din PAS că chiar și cu trei este posibil ca Consiliul Superior al Magistraturii să fie funcțional. Am participat la o misiune unde era un reprezentant a PAS-ului care mi-a spus că da, noi și cu trei facem Consiliul din 12-3 Superior al Magistraturii funcțional. Olesea Stamatis făcus un comunicat public unde menționa că Consiliul Superior al Magistraturii la prima etapă va fi format din 6 membri non-judecători și Nina Cernat ca membru din partea judecătorilor, a cărui mandat aici, încă se prelungește până când nu se numesc membri din partea judecătorilor. Înțeleg că această abordare vine în contradicție cu rezultatele Comisiei de Pre-Vetting, deoarece noi nu avem 6 membri preselectați, dar probabil Parlamentul vrea să-și asume politic chiar și cei care n-au trecut nu au rezultat pozitiv din partea Comisiei de Pre-Vetting. Vedem ce face Parlamentul Republicii Moldova, dar chestiunea dată nu este doar despre legitimitate, fiindcă doamna Stamati a încercat să menționeze că elementul ăsta de formare parțială a Consiliului Superior al Magistraturii afectează doar legitimitatea sau credibilitatea soluțiilor care urma să fie pronunțate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Nu. Nu, eu transmit pasul
cu certitudine, aceasta va afecta și legalitatea soluțiilor pronunțate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Când se va contesta, se va face trimitere la componență. Se va face trimitere la Constituție, la componență, la hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, la standardele internaționale, recomandările Comisiei de la Veneția. S-ar putea ca nicio decizie a CSM-ului, la un moment dat, din cele contestate, să nu fie... Deciziile nefavorabile cu privire la cariera judecătorilor, cu certitudine, o să aibă de suferit. Dacă sunt anumite decizii de sistem, acestea probabil n-ar fi contestate de către nimeni și rămân ele în picioare. De ce eu și mă întreb care este rostul acestei grabe făcute de către sistemul politic în condițiile în care eu tolerat un an și jumătate un CSM blocat. Și eu știu că în aprilie expiră mandatul președintelui Curții Constituționale. Așa. Tot mai mult se vorbește despre faptul că interesul este de a numi cel de-al șaselea judecător al Curții Constituționale, care să fie loial guvernării și care să preia președinția Curții Constituționale. Și din mai multe surse aud despre o asemenea ipoteză și eu, pentru mine, este destul de credibilă această ipoteză, mai ales în contextul în care urmează să se examineze constituționalitatea partidului ușor și chestiunea cu privire la ridicarea mandatelor acestor deputați din partea partidului ușor nu este una simplă. Și în același timp, tot mai mult se vorbește despre trecerea la alegerea președintelui de către Parlamentul Republicii Moldova prin anularea hotărârii vestite a Curții Constituționale, prin care a fost blocată o normă din Constituție care prevedea că Parlamentul este cel care alege președintele Republicii Moldova și în 2015 noi alegem președintele prin vot popular și nu prin Parlamentul Republicii Moldova. Bun, am înțeles. Deci CSM-ul este important să funcționeze pentru că trebuie să numească, bun, așa ca pentru profane, al șaselea judecător la Curtea Constituțională și componența Curții Supreme de Justiție, cele de-a treia instanță. Deci componența Curții Supreme de Justiție o să fie inițiat procesul de numire, eu cred prin mai, iunie, dar de ce? Deoarece conform proiectul de lege care ei vor să-l voteze. Și de ce pentru mine abordarea asta nu este credibilă? Că lor le trebuiește CSM-ul funcțional pentru a debloca Curtea Supremă de Justiție, dar și în asta proiectul de transformare a Curții Supreme în Curte de Casație se prevede expres că întâi trebuie să facă evaluarea extraordinară a judecătorilor care au rămas în Curtea Supremă de Justiție. Asta ei vor să înceapă abia în luna mai, 4 sau 5 judecători, dacă nu pleacă și ăștia benevol. După care ei urmează să inițieze un proces de preselectare a candidaților pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, care o să mai dureze vreo 2-3 luni de zile, după ce se face preselecția de către o comisie politică. Rezultatele acestei comisii vor fi prezentate Consiliului Superior al Magistraturii, ca Consiliul să expună dacă e bună asta ca judecător sau nu este bună ca judecător. Asta o să fie undeva prin luna august-septembrie 2023. Dacă e august-septembrie, nu prea înțeleg alt motiv de grabă decât numirea judecătorului la Curtea Constituțională. Deci un sigur motiv este numirea judecătorului la Curtea Constituțională pentru a scoate în afară lege, cum dacă mergem pe firul argumentelor. Nu atât scoaterea, nu cred că aici nu este. Aici e problema, cât ridicarea mandatelor deputaților din partea Partidului Ușor. Asta va fi interesant, va fi de urmărit. Domnul Rinița, aș vrea să vă referiți totuși la un subiect legat de justiție, vorba protestele din Israel, nu știu dacă le-ați urmărit, ați văzut, dar ați văzut că sute de mii de oameni au ieșit să protesteze, zeci de mii, hai să zicem, că numai la numărarea protestatarilor în tribună dăm greș, au ieșit să protesteze în Israel, pe ulițele Tel Avivului, din cauza, pe motiv de lege a justiției. Deci acolo lumea înțelege seriozitatea, importanța unei legi a justiției prin care anumite numiri a judecătorilor, pare a Curții Supreme, se dă guvernului. Deci această prevedere, adică cumva numiri politice, la noi numește CSM-ul, la dânsi guvernul, a stârnit nemulțumirea oamenilor din Israel care protestează astăzi masiv și își apără ministrul apărării, care și el a fost împotriva acestei legi date de Netanyahu. Dumneavoastră, simțiți o diferență de apazon între ceea ce fac oamenii în Israel și protestează și la noi, cum discutăm noi reforma justiției? Da, diferență este, dar eu cred că nu este diferență între percepția cetățenilor, pentru că eu cred că și în Israel ei nu prea își bat capul de lucrurile de astea aproape
Deci, tehnice, aproape da. Matematice, da. Da, dar eu cred că pur și simplu partidele sunt foarte mobile, folosesc foarte bine tehnologiile noi, inclusiv tehnologie electorale, ca să ajungă la cetățean, să-l pună în fața unei dileme, că de fapt așa spun problemele în fața cetățenilor. Ori-ori. Și ei cumva i-au dat de înțeles cetățenilor că deci vor, dacă o să aibă judecători numiți de guvern, nu va fi eficientă justiția. La noi, probabil că dacă în studiourile care au rating, dar ele sunt toate practic ale puterii, cele care nu s-au puterii au fost coborâte în subsol. Unii le-au găsit da, cărări. În internet, da, unele, da. Dar dacă în studiouri s-ar discuta la obiect și s-ar da, s-ar auzi clar vocea și a poziției și ai, mai ales a experților. Dar lucrul ăsta trebuie discutat zilnic de câteva ori ca să ajungă la cetățeanul să înțeleagă că e o dilemă. Eu cred că oricum acum nemulțumirea este mare în rândul cetățenilor și ei pur și simplu la nivel de percepție, la nivel intuitiv înțeleg că ce aici face guvernarea nu-i bine cu justiția. Deși neîncrederea în judecători este mare, da, și aici eu... Asta descurajează faptul că dacă nu ai încredere în sistem, dar oricum trebuie să... Deci lucrurile prezentate în așa fel, puterea nu o să o facă presa, puterea patra, de care o spunem noi așa în mod glumeț, nu o să o facă, deci o să trebuiască să o facă cumva, probabil... Partidele, poate și iată, protestele astea despre care noi discutăm că sunt bune ori nu, ar trebui să ducă lucrul ăsta până la capăt, ca lumea să înțeleagă cât mai rapid că deci ne pândește o mare și o mare năpastă cu treaba asta. Eu nu zic că ele sunt bune sau nu, eu deocamdată văd că astea sunt singure proteste. Când o să fie și altele, atunci o să putem spune astea sunt bune, dar astea toxice, dar deocamdată pun... Nu, eu tot sunt de părerea că oamenii au de ce protesta, sunt de părerea că este foarte... Deci, iată, știu că au fost la un moment dat făcut deci blocul ăsta din 6 partide extraparlamentare în care intra într-un timp și opoziția socialistă. Agenda civică sau cum da, da, da. Deci ei toți și-au propus să protesteze și la un moment dat, nu mai știu de ce, da, au renunțat. Au probabil că este loc, am în vedere chiar spațiul geometric, și timp pentru toate protestele. Dacă să le condamnăm pe astea, știți care e problema? Noi condamnăm de fapt o organizație politică, dar în felul ăsta ca și cum le facem o interdicție pentru cei care vin în piață și chiar au pentru și că sunt ei plătiți, că nu asta e o altă chestie ca și cu deputații. Da, trebuie să ne flămurim acolo. Domnul Năgăcevski, mai este o inițiativă în sistemul justiției, a venit doamna Sandu la celebrul, nu e celebru, dar pur și simplu după Consiliul de Securitate, Suprem de Securitate, i-a spus că va fi creată o curte a anticorupției, cum se cheamă ea, deja mă rătăcesc printre curtea anticorupției, da. Și a spus că în scurt timp ea trebuie să fie creată, a dat un termen de 3 luni. E un subiect, iarăși, foarte tehnic. De ce mai e nevoie de o curte anticorupție? Cu ce o să ocupe? Prin ce diferă de CNA? Sau, bun, poate cumva așa ca pentru elevii care învață pe nota 2, pentru codaș. De la ceainică. Da, da. Dați-mi eu să încep de la ceea ce ați spus, energie populară care a fost generată în Israel. Din cât te cunosc eu, astăzi am citit în spațiu public, prim-ministru așa retras deja proiectele de reformă a justiției, în forma în care își propunea și să explicăm cetățenilor prin ce este periculos numirea politică a judecătorilor și controlul politic asupra sistemului judecătoresc. În orice moment, orice cetățean poate deveni victimă a sistemului politic.
Nu i-a plăcut guvernării la o anumită etapă. Ai făcut o declarație care deranjează și în cazul dat el are instrumente de control asupra sistemului. Judecătoria te comandă și tu faci ani de pușcărie fără înțelegi de ce face acei ani. Eu nu știu, domnul Reniță, ce caz a avut, dar știu că au fost foarte multe cazuri când persoane notorii au devenit victime ale sistemului politic și ele au fost distruse. Același Biciev, Șarban, care a trecut prin acest purgatoriu și ei au fost distruși din punct de vedere moral, dar și ca personalități publice, deoarece au fost dați pe mâna acelui aparat represiv al sistemului de stat al Republicii Moldova, deoarece au călcat pe grebla, sau nu pe grebla, dar au călcat pe urmele unor politicieni și au fost considerați periculoși din punct de vedere politic. Iată, așa poate să numerească orice cetățean al Republicii Moldova, de altfel avem o situație acum recent. O doamnă care, bine, nu este o persoană publică extrem de importantă, care a lovit copilul ăsta la ciocană de 12 ani, cu condoleanță părinților, unde s-a ridicat un hate din partea societății civile, unde judecătorul a acționat până îl plasa în arest de frica oprobriului public, a plasat doamna în arest preventiv și experții se expun că nu există temeri pentru a plasa în arest preventiv, deoarece prezumția nevinovăției este și nu știu dacă există argumente suficiente pentru a plasa o persoană în arest, în condițiile în care nu există elemente că ea s-ar eschiva de la urmărire penală. Dar asta este efectul fricii care se generează prin preluarea controlului politic asupra sistemului judecătorului. Judecătorul se gândește, eu mai bine pornunț cei ce vrea sistemul politic decât să nimeresc pe mâna aparatului represiv care este controlat de sistemul politic al țării. În ceea ce privește Curtea Anticorupției, ideea nu este de astăzi, nu este de ieri. Eu cred că a fost discutat și pe vremea regimului capturat. A fost și în 2019 și în 2020 discutat. Eu, de asemenea, am avut discuții pe platforma Ministerului Justiției cu reprezentanții Uniunii Europene care permanent îmi recomandau nu face greșeala asta, nu promova ideea de curte anticorupție. De ce? Există riscul că după o anumită perioadă, un an, doi, trei, tu vei concentra toată corupția în acest tribunal anticorupție. Într-o singură clădire se va concentra toată corupția mare, nu în sensul că se vor urmări persoanele corupte, ci se vor plăti bani judecătorilor pentru ca corupții să iasă de sub urmărire penală în acel tribunal. Noi am mai avut o asemenea precedente cu tribunalele, instanțele economice când au fost create și acele instanțe economice au concentrat toată corupția mare anume în sistemul instanțelor economice și toți știu eu deja care erau taxele pentru fiecare judecător de la prima instanță până la Curtea Supremă de Justiție. Deci orice concentrare a dosarelor într-un anumit clădire, în mâinile a două sau trei judecători, creează riscuri că acești judecători vor deveni mai corupți și ei vor controla în principiu sistemul ăsta și ei vor în principiu vor controla tot sistemul de luptă cu corupția pe teritoriul Republicii Moldova și chiar și sistemul politic va deveni dependent de acei judecători și după o anumită perioadă cu siguranță va renunța iarăși la acest tribunal. Asta pe lângă faptul că procesual noi vorbim de termene imposibile stabilite de către doamna președinte și noi vorbim despre investiții enorme pentru punerea în funcțiune în asemenea tribunal care cu certitudine nu va da roade sistemice. Probabil o să le genereze o condamnare sau două dorite de către sistemul politic, dar în rest acel tribunal se va supracorupi și eu asta am certitudinea. Cu o precizare, deci în fond, dacă nu poți eradica corupția, dar nu prea poți în condițiile noastre, poți fie să centralizezi corupția, fie să o descentralizezi, așa cel puțin eu deduc. Să eradici corupția? Nu, bun, pentru că ați vorbit că au fost, când apărea o clădire, acolo se centraliza corupția și pe urmă clădirea era lichidată și atunci cumva se descentraliza. Domnule, dar când se luptă cu corupția? Domnule Ciurea, pentru ca să te lupți cu corupția, tu trebuie să înlături factorii, elementele care duc la apariția corupției. De ce apare corupția în cele mai multe cazuri? Așa este. Deci, hai să ne uităm. Este un factor economic. Hai să ne uităm despre cine se vorbește că s-a furat miliardul. Sistemul guvernamental al Republicii Moldova. Despre cine se vorbește că în schemele energetice au scos bani enorm din sistem bugetar care ar putea să fie redirecționat către reforme sistemice și pentru crearea condițiilor adecvate de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova. Dă-i un salariu adecvat omul și el nu o să se gândească cum să fură. Calea
guvernului care vrea să mărească salariile angajaților. Dar nu e vorba de angajați doar din sistemul guvernamental, fiindcă corupția nu este doar la nivel central. Corupția mare, voi vorbiți despre milioane de euro, zeci de milioane de euro, dar la noi se dau sute de lei la fiecare nivel. Deci corupția este generalizată din cauza că sărăcie este generalizată. Și în același timp mai este și elementul. Noi tot vremea încurcăm. Să spunem că este factor coruptibil. Un funcționar public a emis o decizie care nu-ți place și tu spui că el este corupt. Dar poate el este incompetent. Sunt și elemente de incompetență. Dar poate ție nu-ți place în mod nejustificat. Mai sunt și elemente de incompetență. De ce? Fiindcă la salarii derizorii desori nu vor să duc oameni bine pregătiți, își aleg sistemul privat de activitate, unde el își generează un 3, 4, 5 mii de euro, urmarea faptului că este apreciat în mod adecvat activitatea lui mentală. În sistemul public lui se dă 10.000 de lei. Sigur că el o să migreze spre sistemul privat. Da, el vorbește, dar nu întreprinde nicio acțiune. Au mărit salariile miniștrilor. Atât, și au crescut numărul miniștrilor și a funcționarilor din cadrul sistemului central, dar noi nu vedem schimbări în ceea ce privește activitatea sistemului central. Domnul Reniță, a rămas foarte puțin timp. Un minut, vă rog, o reacție vis-a-vis de această curte anticorupție. La ce v-ați gândit atunci? Eu m-am gândit că toate fantomele astea care apar nejustificat în mintea guvernării, ele până la urmă sunt realizate. Eu cred că va fi făcut. În ciuda la ceea ce spune domnul Lăgăcevski, în termen record, în 3 luni. Da, eu cred că curtea va activa spre nenorocerea societății noastre. Dar domnul Lăgăcevski a spus că e făcută pentru, așa ați făcut aluzia, pentru 2-3 decizii. Deci, după ce vor fi luate aceste 2-3 decizii? Păi, după ce vor fi luate, trebuie să vii alte guvernare să discurci cu curtea asta. Am înțeles. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru aceste idei pe care le-ați enunțat în cadrul acestei emisiuni. Am încercat să ne uităm la sistemul justiției un pic altfel, poate așa, de o manieră a codașelor, nu știu dacă ne-a reușit, dar sper că pentru telespectatori aceste reflecții ale domnului Lăgăcevski și domnului Reniță au fost utile. Eu vă mulțumesc pentru participare, vă spun la revedere, le spun la revedere și telespectatorilor noștri și, din păcate, îi asigur că în continuare vom discuta teme politice și teme juridice, pentru că de sistemul de drept viciat, așa cum este el la noi, nu scape. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!